Consilierul județean Nicolae Mișulec a fost prezent ieri la monumentul lui Ilie Lazar, unde a depus și o jerbă. Marcarea centenarului Marii Uniri, cred că mai bine nu s-a putut organiza în județul Maramureș decât așa cum este organizat acum. Și aici mă refer în mod special la proiectul care s-a inițiat de către Consiliul Județean Maramureș privind deplasarea spre Alba Iulia a celor 10 căruțe și a celor maramureșani, maramureșeni devotați care prin ploaie, prin ger se deplasează spre Alba Iulia. În preajma Zilei Naționale a României, Nicolae Mișulec a transmis și un mesaj maramureșenilor. Eu pentru români, pentru cetățenii României și pentru maramureșeni, mesajul este în primul rând de armonie, de înțelegere și să încercăm să lăsăm urmașilor noștri exact o Românie pe care am preluat-o de la bunicii și părinții noștri. Acest este mesaj pe care îl fac și eu ca om politic aici.